Zilele trecute s-a desfășurat o nouă competiție dedicată Zilei Poliției Române. Este vorba despre un turneu de mini-fotbal la care s-au înscris 17 echipe din cadrul polițiilor municipale, orășenești, secțiilor de poliție și serviciilor județene. Meciurile din cadrul turneului au avut loc în sala de sport din Coltău și pe terenurile sintetice de pe strada Electrolizei din Baia Mare. Echipele au fost împărțite în patru grupe, iar primele două clasate s-au calificat în sferturile de final. Competiția a fost câștigată de echipa Biroului de Investigații Criminale Baia Mare. După ce a încheiat grupa pe primul loc, Biroul de Investigații a trecut în sferturi de Poliția Sighetu Marmației cu 1-0, iar în semifinale a învins echipa Biroului Rutier Baia Mare cu 3-0, scor cu care a câștigat și marea finală disputată cu echipa secției de poliție din Groș. În cadrul turneului au fost acordate și o serie de premii speciale. Mihai Radu de la secția de poliție Groș a fost numit cel mai bun portar, iar titlul de cel mai tehnic jucător i-a revenit lui Ștefan Danci de la Poliția Vișeu de Sus. Cel mai bun golgheter al turneului a fost tot un polițist din Vișeu de Sus. Este vorba despre Ionuț Leordean. Clubul sportiv Dinamo a oferit câștigătorilor cupe și diplome. Ultima competiție din cadrul manifestărilor Zilei Poliției 2017 va fi cea de șah, care va avea loc joi la sediul Inspectoratului de Poliție al județului Maramureș.